Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne din nou la emisiunea Interviu cu Flora Ordean. Continuăm ciclul de emisiuni care este extrem de interesant, cel legat de grupa sanguină a fiecăruia și alimentația pe care o tolerăm sau nu în funcție de această grupă sanguină pe care fiecare din noi o are. Am revenit în cabinetul doamnei doctor Popovici, coordonator al Asociației Piatra Soarelui, asociație care prin trei proiectele de anul acesta are și această temă a ceea ce înseamnă legătura dintre grupa sanguină și alimentația noastră. Bine v-am regăsit, doamnă doctor. Bine ați venit, mulțumim frumos de vizita pe care, cu care ne onorați. Interesantă prima emisiune și se pare că oamenii sau cei puțini care se regăseau în acea grupă sanguină au urmărit-o cu interes. Despre ce grupă discutăm astăzi? Astăzi discutăm despre grupa sanguină A2, deosebită total față de grupa 0 despre care am discutat data trecută. Grupa A este grupa cultivatorului, adică, practic, sunt persoanele care nu mai consumă carne asemănător vânătorului din grupa 0, ci sunt agricultorii, sunt semănătorii, sunt cultivatorii, cei care au răbdarea de a cultiva terenul pentru a se alimenta în mod vegetal. Și vom vedea că pentru grupa A, carnea este chiar restrictivă, ei beneficiind de mai multe avantaje dacă consumă alimentație vegetală. Această grupă, persoanele din grupa A, au anumite caracteristici și anume au un tract digestiv foarte sensibil, ei sunt cei care cu răbdare, cu pricepere, cu toleranță față de cei din jur, culeg și mănâncă ceea ce sădesc. Deci nu sunt vânătorii care imediat trebuie să vâneze și să consume cu repeziciune un produs, ci sunt cei care au răbdare, cultivă și mănâncă din grădina proprie, între ghilimele. De asemenea, au un sistem imunitar tolerant, destul de bine dezvoltat, se adaptează foarte bine la dieta impusă, în cazul unei slăbiri în greutate, de exemplu, putem spune. De asemenea, este grupa care răspunde cel mai bine la stres și vom vedea în ce condiții poate contracara efectele negative ale stresului. De asemenea, sunt cei care necesită dietă agrară prin excelență, deci vegetariani. Și anume, dieta grupei A, așa cum spuneam, trebuie alimentație vegetariană, este de fapt moștenirea strămoșilor lor fermieri, total diferiți de ceilalți din grupa 0, care erau războinici, erau vânători și oameni puși pe rezolvarea problemelor imediate. Și acest fapt se imprimă foarte mult asupra caracterului persoanelor respective. Pentru că dacă 0 erau grupe războinice, oameni care urmăreau vânatul, îl vânau, îl găteau și îl mâncau, aceștia alți sunt oameni calmi, oameni care urmăresc ceea ce crește în jurul lor și selectează foarte bine ceea ce consumă. Și de aici ideea că sunt persoane mult mai calme, mult mai liniștite și de asemenea o altă trăsătură care am remarcat-o. De exemplu, un pacient cu grupa 0, să spunem o persoană cu grupa 0, dacă este foame, trebuie imediat servit, deci el trebuie să mănânce imediat, pentru că altfel creează o stare de nervi, de agitație, transpirații, nu rezistă la foame. Pe când persoana de grup A, chiar dacă este foame, este persoana care merge în bucătărie, își prepară mâncarea, după care se așează și o mănâncă. Deci este o diferență semnificativă între cele două grupe. Și de asemenea, în ceea ce privește personalitatea lor, pentru că, așa cum am vorbit data trecută, grupa sanguină
imprimă personalitatea persoanei pe care o are. Și din această cauză, bine, nu sunt doi oameni la fel, dar măcar putem împărți toată populația globului în cele patru grupe mari, comparativ cu grupele în baza grupelor sanguine, 0-1, A2, B3 și AB4. În ceea ce privește personalitatea grupei A, ele sunt persoane deosebite prin faptul că sunt mai sedentare, sunt persoane calme, sunt persoane liniștite. Sunt persoane care încearcă să relaționeze cu cei din jur și să mențină un climat optim dezvoltării oricărei relații. Dar, se mai spune așa și acest fapt este foarte adevărat, în momentul în care se umple paharul, deci persoana A rezolvă problemele în modul lui, în ritmul lui mai lent, dar încearcă ca toată lumea să fie mulțumită, dar acumulează un gen de frustrări, încearcă să limiteze stresul și acumulează și când s-a umplut paharul, spune foarte clar aici, dar atunci când explodează, feriți-vă. Feriți-vă pentru că este o adevărată tornadă. Spune tot ce are de spus, astfel încât e bine să nu se ajungă la faza paharului plin. Da, să nu stai în calea lor. Da, de asemenea, aceste persoane de grup A nu sunt bine adaptate la posturile de conducere cu solicitare intensă. Ei sunt conducători buni, dar prin calmitatea lor, prin calmul pe care îl degajă, prin dorința ca toată lumea să fie mulțumită, în condițiile prezente, nu fac față la fel de bine ca cei din grupa 0, care sunt mai vulcanici, mai activi și întreprind foarte bine soluțiile pentru a rezolva problema. Grupa A, mai stăm, mai vedem, mai discutăm. Grupa 0, acum trebuie rezolvată problema. Deci, într-un fel, 0 surgentiștii au interniștii. Mai vedem, mai dăm un tratament, între ghilimele, vă rog să-mi permiteți această paranteză. Dar ei sunt persoane decente, ordonate și cu respect față de legi și de asemenea au o foarte bună capacitate de autocontrol. Deci se controlează foarte bine, ținând foarte mult la imaginea lor într-un colectiv. Deci de aici nu fac rabat. Ca și persoană care este reprezentativă, în cartea despre care am discutat și este această carte Alimentația adecvată celor patru grupe sanguine, se vorbește despre Hitler. Aceasta este manualul pe care vi-l recomand. El aparține societății Calivita Internațional și poate fi procurată accesând site-ul acestei societăți, este vorba de calivita.com, la numerele de telefon afișate poate fi solicitat acest manual sau poate fi solicitat la noi, la asociație, în Roman, Policlinica, strada Tineretului 28, etajul 2, camera 77. Vorbeam despre Adolf Hitler, care a adus atâta rău omenirii, care era în felul lui un perfecționist, dar care în realitate este prezentat ca având o extraordinară hipersensibilitate, care în final l-a dus la nebunie. În ceea ce privește alimentația grupei sanguine A, precum vedem în tabel, precum vedem, uitați aici, în ceea ce privește carnea, grupa A, observați, este pe verde, nu prea suportă, au minusuri la toate produsele, aproape toate produsele de carne, unde apare 0, înseamnă că pot fi consumate produse, dar în cantitate extrem de redusă. Este vorba de carnea de pui și carnea de curcan. În rest, nu. Că este și cea mai bună carne de curcan. Carnea de curcan, tot mai mult în ultimul timp se vorbește despre ea. De asemenea, în ceea ce privește alimentele marine sau de apă dulce, ei preferă foarte bine păstrăvul, sepia, de exemplu, sau știuca. Dar în rest,
sunt negative toate sau în cantitate foarte redusă, se poate consuma somnul, de asemenea bibanul, crapul, păstrăvul este cel mai așa, păstrăvul, macrou, somonul sunt benefice. În ceea ce privește lactatele și ouăle, de asemenea avem negativ, deci e bine să fie evitate produsele lactate și ouăle, dar pot fi acceptate în cantități reduse brânza feta, iaurtul, brânza de capră, chefirul, de asemenea mozzarella, iar ca ouă, 2-3 maxim pe săptămână. Deci, precum observați, și fără foarte multă carne, dar și fără foarte multe lactate. În ceea ce privește uleiurile și grăsimile, este extrem de benefic uleiul de măsline. Este cam valabil la toate grupele. La toate grupele și se găsește și este foarte bun. În ceea ce privește semințele, de exemplu, este favorabil pentru ei arahidele și semințele de bostan. În rest, toate sunt contraindicate, recomandându-se în cantități extrem de reduse macul, migdalele, semințele de floarea soarelui. Este bine a fi evitate celelalte pentru ca starea de confort să fie cât mai benefică organismului. În ceea ce privește cerealele, precum vedeți, din nou avem minusuri multe, plus avem, să spunem, deci pot fi în cantități cât de mari, făina de orez, făina de secară, făina de ovăz. Făina de grâu în cantități reduse, spre deosebire de grupa 0, unde era interzisă cu desăvârșire. În ceea ce privește legumele, ca și legume, sunt extrem de benefice anghinara, de asemenea guliile, varza creață, salata, spanacul și dovleacul. În cantități reduse, avocado, bambusul, de asemenea conopida, varza de Bruxelles, măslinele verzi, iar interzise cu desăvârșire sunt ciupercile, de asemenea cartofii, care de fapt reprezintă baza unei alimentații vegetariene. De asemenea, roșiile sunt interzise la grupa A. Și nu faci repede o salată vara și e foarte bine. Ei, ne face rău pentru cei din grupa A și atunci este bine să fie evitat. De asemenea, boiaua de ardei, vinetele fac rău celor din grupa A. De asemenea, în ceea ce privește, uitați, țelina este recomandat în cantități reduse, ceapa verde în cantități reduse. În ceea ce privește fasolea, fasolea albă în cantități reduse, lintea în cantități foarte mari. Deci cine preferă lintea o poate folosi cu succes și este foarte, foarte bună. De asemenea, soia. Mazărea în cantități reduse. Fructele cele mai favorabile sunt afinele, ananasul, prunele uscate, lămâia, cireșele, grapefruit, smochine, mure sunt foarte benefice organismului, caisele de asemenea, prunele, dar, de exemplu, contraindicate total sunt portocalele, mango, mandarinele și bananele. Deci, dacă facem o paralelă, observăm că, de fapt, cele care sunt mai des folosite pentru A sunt contraindicate. Și atunci, trebuie să avem mare grijă la ceea ce consumăm. Dintre mirodenii, contraindicat este oțetul de mere. Și de foarte multe ori utilizăm oțet de mere în loc de oțetul de vin de 9 grade, pentru că este un pic mai dulce și mai puțin acid. De asemenea, în cantități reduse sunt folosite anasonul, dafinul, busuiocul, menta, sunt benefice. Cimbru, scorțișoara, zahărul, merg. De asemenea, siropul de arțar, mărarul, mult mai multe, vedem aici, decât ce se întâmplă pentru grupa 0. În ceea ce privește ceaiurile, benefic este aloe vera pentru grupa A. Aloe vera, total contraindicată pentru grupa 0. De asemenea, face bine ceaiul de măcieșe, echinacea, care este recomandată pentru ridicarea imunității împotriva gripei și a virozelor respiratorii, păducelul și ginsengul sunt
în cantități cât de mari posibil pot fi utilizate. De asemenea, ghimbirul, mușețelul, lucerna, valeriana, spuneam, și ceaiul verde sunt extrem de benefice pentru grupa A. Dar ceaiul verde nu conține cofeină? Ceaiul verde conține cofeină, dar nu are efectele negative ale cafelei. Și, de exemplu, pentru grupa A, că vorbim de cafea, pentru grupa A se poate utiliza cafeaua decofeinizată în cantități cât de mari și, de asemenea, cafeaua expreso. Celelalte forme de cafea sunt contraindicate. Ca băuturi este recomandat vinul roșu și contraindicat total tot ce înseamnă băutură spirtoasă concentrată. Deci coniac, whisky sunt contraindicate. Este foarte bine să ne gândim exact ceea ce putem folosi în alimentație, pentru că, așa cum spuneam și data trecută, de fapt suntem ceea ce mâncăm într-un final. În ceea ce privește suplimentele alimentare, sunt foarte benefice pentru organism. Nu am lăbunit. Ce sunt aceste suplimente alimentare? Suplimentele alimentare, de exemplu, ele sunt... La modă. Sunt extrase din plante, din legume, fructe și conțin minerale, vitamine care apar în deficit într-un organism în urma continuării unei alimentații vegetariene, de exemplu. Dar ele nu sunt prelucrate chimic? Nu sunt contraindicate? Nu sunt contraindicate. Pro și contra. Nu au contraindicații, ci mai mult indicații. De exemplu, uitați și pe acest tabel, apar aceste vitamine pentru specifice grupelor sanguine. Ele sunt prelucrate prin uscare, măcinare și prelucrare, dar nu apar substanțe chimice. Nu le putem asemăna cu vitaminele produse de o industrie farmaceutică și eliberate prin farmacii pe baza unei rețete. Deci structura chimică este structură chimică, iar aceste suplimente alimentare sunt extrase din plante și fructe, legume sau diverse altfel de plante, plante medicinale. Dar aceste suplimente alimentare au foarte mare rol în menținerea stării de sănătate generală a organismului, în angajarea sistemului imunitar, în prevenirea infecțiilor și, de asemenea, în furnizarea de antioxidanți împotriva cancerului. Dar ca vitamine benefice pentru grupa A sunt grupul de vitamine B, care era benefic și pentru grupa 0, B1, B6, B12, dar care le găsește în alimentație, în cereale, în soia, pe care o suportă foarte bine, în pește și în ouă. De asemenea, vitamina C, dacă era contraindicată pentru grupa 0, care se caracteriza prin hiperaciditate gastrică, din coace este benefică, pentru că grupa A are un sistem digestiv bun, dar are o hiperaciditate redusă, deci o aciditate gastrică redusă, și atunci este bine prin vitamina C dacă ridicăm un pic nivelul acestei acidități. De asemenea, calciu. Calciu este necesar pentru grupa A, pentru că aceasta nu consumă nici carne și nici produse lactate. Așa cum am văzut, au o reducere foarte mare de produse lactate și este bine să își suplinească aportul de calciu. Dar proteinele de unde și le ia? Proteinele tot din vegetale, din soia, fasole, mazăre, pe care o poate suporta foarte bine. În ceea ce privește, ca să mai spun așa, ca plante benefice, putem vorbi despre păducel. Acest păducel, care este un foarte bun tonic cardiovascular. Grupa A, pacienții din grupa A au o predispoziție spre afecțiuni cardiace și spre diabet. De asemenea, spre unele forme de cancer. Și din cauza aceasta, păducelul utilizat ca un foarte bun tonic cardiovascular îl ajută foarte mult pe un asemenea
om. De asemenea, este vorba ca și plantii care cresc imunitatea, de echinacea purpurea, acea echinacee pe care o putem folosi sub formă de ceaiuri sau sub formă de tablete, ridică imunitatea împotriva răcelilor și a stărilor gripale, dar cresc foarte mult și imunitatea și supraveghează organismul împotriva producerii celulelor canceroase. De asemenea, grupa A reacționează foarte bine la rădăcina de valeriană ca un factor foarte bun antistres. Și pentru că vorbim despre stres, grupa A este cea care, așa cum spuneam, încearcă să țină un echilibru într-o societate mică, într-o familie, într-un colectiv de muncă. Ei sunt cei care țin echilibru prin calmul lor, prin puterea lor de adaptare, astfel încât toată lumea să fie mulțumită. Dar efectele negative, energia negativă acumulată, poate fi foarte bine contracarată la aceste persoane, nu prin exerciții fizice intense ca grupa 0, care rezistă la sporturi intense, ci prin yoga. Deci yoga este extrem, extrem de recomandată la persoanele de grup A și pe o durată de 30 de minute de 3-5 ori pe săptămână. De asemenea, ca și artele marțiale sunt recomandate, artele marțiale, golful, în notul. Nu se practică în România, nu se... Nu prea, da, nu prea. În notul este foarte benefic pentru grupele A, dansul aerobic. De asemenea, sunt anumite exerciții de întindere sau aceste exerciții tai chi, despre care vorbește foarte pe larg în acest manual, pe care îl recomand tuturor celor care ne ascultă. Este absolut deosebit, cu foarte multe indicații, cu foarte multe cunoștințe noi pe care ne bucurăm că le aflăm, chiar dacă suntem după o mai îndelungată carieră medicală. Ați ridicat o problemă aici a unei mișcări extrem de controversate, această mișcare yoga, care știm că a făcut atâtea victime în România înainte de Revoluție. Țineți minte perioada aia de prigoana yoginilor, da, după aceea a fost discreditată total de Bivolaru. Nu. Uitați, aici spune așa, sunt adoptate ca tehnici de liniștire și spune cum ar fi meditația yoga, care poate realiza beneficii mari, contracarând stresul prin concentrare și relaxare. Da, iar când este utilizat normal, dar nu așa cum a fost discreditat. Nu așa cum a fost discreditat, nu în grupurile cele specifice și cum se făceau acele spirale, nu, nici într-un caz. Asta poate este un grup de exerciții pe care sunt descrise aici și pe care îl poate face fiecare la domiciliu, în singurătatea lui, adunându-și toate gândurile și relaxându-se în propria cameră. Uitați, exerciții care asigură calmul și concentrarea sunt remediu care poate scoate grupa sanguină A din stres. Doamna doctor, mai avem 4 minute până la finalul emisiunii. Haideți să reamintim un pic când doctorul Adamo a pornit acest studiu și ce l-a determinat pe el și este rodul a câți ani de cercetare? Este rodul a 3 generații de doctori din această familie a domnului doctor Peter Adamo. Deci sunt 3 generații de doctori care studiază și a plecat de la ideea că a observat că alimentația influențează foarte mult evoluția diverselor boli. Studiind pe parcursul unei vezi de 30 de ani a primului medic, studiu din această familie, din această familie, studiu urmat de copiii dumnealui, ulterior, după evoluția care a fost în funcție de alimentația luată și evoluția bolii, au văzut că sunt grupe de oameni care au cam aceeași evoluție. Dar nu făceau experimente. Era studiu. Deci ei erau doctori. Da. Oamenii veneau la ei pentru consultații și tratamente.
Și atunci au observat, unii oameni reacționează într-un anumit fel, alții în alt fel. Alții mergeau prost, chiar dacă tratamentul respectiv era bun la alții. Ați înțeles? Da. Și atunci au studiat ce anumii determina și au luat mâncarea și au observat mâncarea folosită în diverse zone ale globului. Studiind mâncarea, au văzut exact cum apare pe grup sanguin mâncarea. De la mâncare și evoluția vis-a-vis de anumite boli, au ajuns că, de fapt, sunt patru mari grupe în funcție de grupa sanguină. Și atunci au corelat grupa sanguină cu alimentația, cu caracteristicile fiecărei persoane și cu evoluția bolilor pentru care pacienții li se adresau pentru tratament. Da. Cine propuneți pentru emisiunea viitoare? Pentru emisiunea viitoare vom discuta despre grupa B, B3, o grupă care este mai rară, mai controversată și sunt persoane care au o altă personalitate. Vom vedea, mai mult se apropie de grupa 0. Deci grupul B se apropie mai mult de grupa 0, dar vom vedea ora Vă viitoare. Mulțumesc foarte frumos pentru această interesantă emisiune. Ne vedem săptămâna viitoare. O zi bună!